Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 25-31 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru săgetător în această săptămână. Dragii mei, începem cu eclipsa de lună, lună plină în balanță, care pentru tine activează axa 5-11. Discutăm despre un moment în care săgetătorul poate să ia o hotărâre importantă privind viitorul unei povești de iubire. Poate este ceva ce a început acum jumătate de an da? și nu știu, poate e ceva ce a început acum jumătate de an, poate legat de probleme, da? Au început problemele acum jumătate de an, sau acum jumătate de an uh, ați cunoscut pe cineva, da? Sau ați hotărât să faceți o schimbare în relație. Ei, uite, acum ajunge în momentul final, da? Uh, discutăm și despre o eclipsă care pentru tine poate să aducă multă popularitate, poate să aducă un impact foarte mare în spațiul public. Poate este și un moment în care închizi o prietenie sau un moment în care poate e bine să ă, știu eu, să te deschizi în fața acestei idei cum că este mai important ce simți tu, ce crezi tu, ce te face pe tine fericit și mulțumit, ceea ce aduce liniște sufletului tău, că asta e important, da? Venus e în conjuncție cu Saturn pe casa a patra, deci ce aduce liniște și pace sufletului tău, da? decât ce zice lumea sau ă, știu eu ce ți rezervă viitorul. Dacă tu ești liniștit și mulțumit, cu siguranță ai un viitor strălucit. Da, uite, facem și rime aici. Este o eclipsă care se produce chiar de bună vestire, chiar cu un ascendent în gemeni și de asta insist eu că vor fi vești bune, vești surprinzătoare pentru foarte mulți săgetători. Poate este un moment în care ajungi la un nivel înalt, da? poate nu știu, devii popular, devii cunoscut, Alți săgetători, uite, acum puteți să. Finalizați poate un proiect pe care l-ați început acum 6 luni de zile. Dar poate să fie și o perioadă în care intrați foarte mult în contact cu foști prieteni cu. Uh, oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp, de la care să știți că aveți învățați tare multe lucruri frumoase, da. Uh, poate începeți să vă dați seama că ceea ce știați voi despre viață despre reguli despre. Ce e normal și ce e mai puțin normal, poate acum știu eu vi se arată că lucrurile stau total diferit da? pentru pentru voi să zic că până acum aveați niște idei așa în viață, ziceați voi, până acum. Nu știu, am crezut că e important să fii în rândul lumii să. Și ai un loc de muncă stabil da? să. Nu știu, diferite lucruri și acum vă dați seama că nu e așa, da, vă dați seama că voi nu e neapărat să fiu în rândul lumii că. E vorba și de fericirea mea, că dacă fericirea ta nu e egală cu fericirea mea, da? Pe mine mă face fericită ceva, pe tine altceva, dar nu-i nimic rău în asta. Da? Cam așa. Zic eu că este o săptămână în care săgetătorul intră în contact cu mulți oameni, e foarte energic și de asemenea este o săptămână în care totuși ți-aș recomanda puțin și o odihnă. E o săptămână așa cu una albă, una neagră pentru, pentru săgetător pentru că la un moment dat chiar ți se recomandă mai multă odihnă și chiar ți se recomandă să fii deschis cumva în fața schimbărilor care apar în viața ta. Da? Poate să apară o veste surprinzătoare legată de o rudă, legată de o problemă de sănătatea cuiva. De ce nu? Însă văd aici și rezolvări. Da? rezolvări. Unii puteți să primiți nu o avansare, puteți să primiți o responsabilitate mai mare. De ce nu? Posibil și asta. Dar spre finalul săptămânii îți recapeți energia și lucrurile sunt bune și uite, interesant e că uite eclipsa asta are punctul norocului în zodia ta, adică. Nu știu cumva săgetătorul își face norocul cu mâna sa acum nu știu dacă îți place că auzi chestia asta sau nu, dar eu doar sunt un mesager, da așa sunt ghidată să-ți transmit. Cumva norocul ți-l faci cu mâna ta. Trebuie să fii deschis la minte, oricum voi în general sunteți da. Însă, na, vi se cere mai mult de atât, nonconformism, total, da? Se zic că te întâlnești cu o prietenă pe care n ai mai văzut-o de mult timp și tu nu erai de acord că persoana respectivă face nu știu ce lucru, da? Se ocupă cu nu știu ce chestie, da? E și uite, acum ar rămâi surprins și spui bă, uite că se poate și așa, da, uite că eu am ales calea, da, normalității și nu n-a mers, n-a mers. Bun, hai să vedem, dragi săgetători și arhanghelii ce zic, deci. E un moment bun. Uite, inspirația artistică genială pentru tine. Numerele importante. 27, 72, 2, 7, 9. Culorile importante. Galben, albastru, auriu, verde. Iar Arhanghelul Jofiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să manifesti spontan starea de creativitate. Îți ofer inspirație și protecție în domeniul artelor inițiatice. Facilitez realizările artistice geniale și divin inspirate. Da, este și o eclipsă care poate să aducă multă inspirație, da? în special pe partea asta de artă. Deci cei care vă știți înclinați pe partea asta, da. Unii, nu știu, mergeți la un vernisaj, mergeți undeva, da? Și acolo cine știe ce se întâmplă. Ai multă creativitate săptămâna aceasta. Nu știu, mergi undeva la un concert, la într-o adunare de oameni. Ai inspirații, ai protecție. Foarte frumos pentru săgetător. Să vedem tarotul ce transmite. Ce trebuie să știți voi? Hai să vedem. 25-31 martie pentru săgetător. Ce trebuie să știți? Săgetător. ok. Se iau o hotărâre mare aici pentru tine, poate tu iei decizia sau se hotărăște ceva oficial. Ui. Ok. Marea preoteasă zice de spade 6 de bute. E o victorie, dar și un sfârșit dureros aici în sfârșit, e ceva legat de secrete, e ceva legat de lucruri ascunse și informații care îți vin în cale. Mare Marea să poate să însemne și o săptămână în care, da, se pot afla și secrete. V-am zis, cu un ascendent în gemeni se vorbește mult, se, nu știu, se află multe lucruri. Multe, multe lucruri. Asul de spade vine cu o hotărâre importantă. Poate este vorba despre o decizie care se ia în cadrul unei relații, discutăm despre o hotărâre împreună cu persoana iubită sau o hotărâre la muncă. Poate să fie și un moment în care săgetătorul află niște secrete. Da? Este o decizie în secret, nu știu. Săptămâna aceasta parcă, nu știu, parcă ai o ghidare divină, parcă totul e Ascuns, eu ți-aș recomanda să te asculți foarte mult Intuiția săptămâna aceasta uite avem regele de monede La baza manifestărilor tale, o legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Este o săptămână în care săgetătorul se concentrează foarte mult pe planul material. Este de asemenea și o săptămână în care ești stabil, ești sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești însă poți avea și o influență din partea unei persoane uh, puternice din jurul tău. Șapte de cupe în inima ta, uh, poate ai chef de distracție săptămâna aceasta, visezi frumos cu ochii deschiși, dar unii săgetători puteți să aveți și mai multe opțiuni, poate în dragoste sau poate îți faci tot felul de iluzii în legătură cu persoana iubită, îți faci tot felul de iluzii în legătură cu un copil, Alții pur și simplu parcă vă bucurați așa de viață ca un copil. Da? Dar stai liniștit sau liniștită că apare regina de spade aici care clarifică lucrurile. A, doi de cupe în mintea ta. Te gândești foarte mult în această săptămână la o întâlnire, poate cu o prietenă, poate este vorba despre o relație fericită, despre un contract, despre o colaborare, În exteriorul tău, diavolul, o legătură cu un capricorn. Este cineva aici care fie se află într-o perioadă de toxicitate. Fie pentru săgetător, poate să mai însemne și un moment în care. știi, te gândești foarte serios aici. Să. să iei o decizie acum e cineva care e concentrat foarte mult pe planul material. În exteriorul tău este cineva care nu are absolut nicio treabă, nici cu divinitatea, nici cu partea spirituală. Este o persoană foarte ancorată în material. Nu e nimic rău în asta că avem nevoie și de astfel de oameni. Da? Fiecare se trezește când se trezește, dacă când se trezește e ok și așa. Da? O companie simt aici mare, o hotărâre mare. Uite, e cineva care e legat parcă aici cu lanțuri. Regina de spade, următorul mesaj, o legătură cu zodii de aer, foarte puternic, pentru că avem și regele de spade. Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd aici în plan personal pentru tine o femeie foarte rece, detașată, este o femeie intelectuală, sau o femeie care știe foarte bine ce își dorește și care poate te poate sfătui, poate te ghidează, te ajută să ieși din Bula asta, da? Parcă se contopesc aici, simt eu, îți transmit două lumi diferite. Văd mulți oameni. Asta înseamnă că fie ai legătură cu instituții de stat, cu haină de stat, fie ai legătură cu persoane importante. Are loc o întâlnire acolo, ți-am zis, fie e un grup, un concert, o ședință, nu știu, ceva este. Regele de spade, ultimul mesaj, deci din nou o legătură cu zodii de aer, dar nu le voi mai repeta pentru că le-am spus mai devreme. Cineva aici își face niște planuri, niște strategii în legătură cu tine, dar văd clar aici o persoană stabilă, sigură pe ea, serioasă. Este o persoană foarte, foarte bună. Dragi soțetători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă ați rezonat, vă invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Vă îmbrățișez cu drag. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru săgetător. Te îmbrățișez cu drag, o primăvară frumoasă și o săptămână cât mai plăcută.